Reducere pe PC Garage la absolut orice comandă cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Jocuri de gaming acum pe G2A, link în descriere. Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de Poliția CSGO. A căsit că l-a codați pe Dust2. Nu uitați să dați un like și nu uitați că un like înseamnă o bifă. Așa că hai să vedem ce face Dun The Suspect, care este la urmă. Ok. Deci noi cu 4X să ajungă și el în bază, să vede niște kill-uri. Poate iese vreun aim la iveală în timpul warm-up-ului. Bam, bam. Ok, încearcă să dea un Nova. Bun. Ok. A murit. Hai să-i mai dăm cu 4X să se trezească. Vedeți, mai adorme la loc, mai așa. Nu e prea liniștit omul. Nici nu doarme, nici nu stă trez. Ok. Caterinca la o parte. O dăm pe seriozitate maximă. Și ne uităm la domnul The Suspect, care pleacă pe short. Hai să vedem ce face. Am închis și shift F2-ul și tot. Deci nu s-a mai dus pe short. Probabil că a primit info că intră băieții pe lung. A lui a murit și au rămas 4 oameni pe lung. Mi se pare mie sau flicurile lui sunt fix în direcția opusă față de jucător. Dar e cel puțin nu astea ultimele. Dar primele două, mai ales al doilea, nu? Al doilea. El a făcut flic în stânga și glonțul s-a dus în dreapta, sau mă rog, nu neapărat în dreapta, dar când a făcut flicul a luat ținta de pe jucător. Oricum, dubios, în fine, hai să vedem. Se intră pe short. Trei capete, ok. O să-i dăm și cu slow-mo un pic mai încolo, dar hai să mai vedem o rundă. Are deja 7-0-0. Joacă bun băiatul. Joacă bun. Las bă, că am zis că sunteți serioși. Joacă foarte bine domnul The Suspect. Așa. Hât. Vine pe short. Nu e nimeni. Băieții sunt pe lung. Între porți. Hai să vedem. 2 versus 1 acolo pe lung. A lui moare. A rămas unul singur. Domnul The Suspect se întoarce în site. Ești prea nebun. Ok. Vedeți când trage cu M4 în gol? Nu, gen, nu tragea de țintă în jos. Părea absolut normal spray-ul. Țac-pac. Hai să vedem ce face runda asta și să-i dăm și cu puțin slow-mo dacă este nevoie. Bun. Pleacă către short. Lăsăm pe 1X. Ok, a dat un cap. Ține în continuare la colț. Deși toți jucătorii intră în field of view aici. Dă cap. Aia să li ținta pe cap sau ceva de genul ăsta. Tot încearcă el să dea prefire acolo la Xbox. Și a rămas un singur jucător în viață. Nu, da, și în tunel. Se bagă băieții pe... nu? Nu se bagă peste? Ce facem, mă, dă-s aspect? Fuge? Serios? 4 versus 1 și el fuge? Cam dubios. Ok. De obicei mai fac așa cei care cam rup codul. Aici a dat un cap. Ok. Știți, atunci când ăla chiar se simte că e codat, că îi scrie toată lumea pe chat, că îi dă report și chestii și începe să, na, să nu se mai ducă după kill-uri și așa mai departe. Fix aceeași chestie a făcut-o și domnul The Suspect.
Bun. 4X. S-a ocupat ai lui, vedeți, joacă mult mai, nu știu cum să zic, mai pasiv, așa aș putea să zic. Na. Ok. Are omul lower și l-a văzut. Chiar dacă era pe 4x3, îl vedea pe ăla acolo. Îl și aude că e în lower acum. Da, a început să o dea dubios în comportamentul din meci, mă refer. A început să joace chiar dubios. Și de obicei așa fac codații când, v-am zis, când li se zice, ah, you got report, sau mă rog, you got reported, report, și dau copy-paste băieții la report și chestii. Dar să presupunem că băiat e curat, ați văzut acolo, a arătat cu AWP-ul, nu a făcut kill-ul. Și s-a retras, nu a mai insistat, nu a mai făcut repic și nu-l ținea nimeni. Vedeți, îi lasă pe ei să facă kill-urile. Dubios, din punctul ăsta de vedere. Ok, mai departe. Stă pe short. Măi, dă suspect, măi. L-a auzit pe ăsta în poartă. Dar nu se întoarce pe el. Și rămâne să țin aici la top mid. Are un om la suicide acolo după cutie. Ce face? Se uită la perete? Ok. Ce știi la... Ce se gândește de la acum? No panic? Și s-a terminat demo-ul? Nu se stos posibil așa ceva, amigos. Nu, și am încercat să fiu cât de serios am putut demo-ul ăsta. Bă, zici că am presimțit, mă, că nu e de la care o dă pe față. Hai să-i dăm cu review evidence din nou și să mai vedem fazele de la început în care a făcut kill-uri. Că după ați văzut că n-a mai făcut nimic, s-a oprit din făcut kill-uri. Și a schimbat total stilul de joc. Dubios, nu? Așa, am trecut peste warm-up cu 1000%. Aici s-a întors băiatul. Și hai să-i dăm cu 1x2. Aici i-a dat cap. Să zicem că a fost un flick cu SP-ul. Vedeți? Aici a tras în pe lângă. Și ați văzut-o pe asta? Ați văzut-o unde a mutat el ținta și unde s-a dus? Lonzo? Asta e cea mai dubioasă fază, ca să zicem așa. Bun, am mutat ținta pe jucător. Și aici nu știu dacă putem spune că a fost pre-fire, că oarecum le știa poziția unde putea fi ăla, nu? Dacă nu mai era la mașină, nu mai era în câmpul lui vizual, clar acolo pe perete. Hai să vedem și runda asta cu M4, nu? Astea 7 kill-uri de la început, astea au fost la pies de resistance. Bun, aici bate. Totuși, vedeți că după ce termină de tras... Tot, bine, e normal să se ducă ținta în jos, că tu tragi de ținta, automat nu mai e recoil, nu se mai duce ținta în sus. Dar, mă rog. Bă, amigos, hai să-i dăm cu verdictul. Și știu că o să fie o parte din voi care o să spuneți că n-avea nimic cu omul și așa mai departe. Din partea mea, omul are aimul bifat pentru kill-urile cu SP-ul. Cu M4 clar, deci clar, dacă el trage bine, pune ținta
pe jucător aimul, mai ales dacă e silent aim sau, mă rog, smooth aim, cum am văzut că se mai numește, clar doar îl ajută. Nu se vede atât de mult aim-ul automat dacă tu, ăsta e capul jucătorului, tu pui ținta aici, normal că o să vadă aim-ul, că o să sară ținta pe cap sau, mă rog, unde l-ai setat tu. Dar dacă tu deja joci ok și tu oricum pui ținta pe cap, aim-ul te ajută să-ți controleze gloanțele cât mai aproape. Adică nu prea se vede, nu prea are unde să sară ținta, doar că ți le controlează, ca să zic așa, să ți le țină pe jucător. Ăsta este factorul principal pentru care o să-i dau Dame, pentru că s-a văzut pe USP acolo flicul ăla clar. Și după două runde, după ce a făcut 7 kill-uri în două runde și a schimbat total stilul de joc, ați văzut, nu se mai... nu s-a băgat deloc la bătaie și, de fapt, nu pot să zic că înainte se băga la bătaie, dar stătea în site. Iar după, ați văzut, s-a dus pe short, stătea aiurea, se uita la pereți, se făcea că n-au de jucători, că nu-i vede și așa mai departe. Și e posibil să fie avut și Wall, probabil este unul din acei jucători care a jucat cu codurile ascunse mult timp, zic eu. Și din partea mea, Imu e bifat și sunt sigur că și mulți alții care o să vadă acest demon să-i dea la fel. Nu o să-i dau de Wall pentru că nu avem destule faze, nu pot să... na, că i-a dat semi, să zicem, prefire-ul ăla acolo pe lung cu SPU, ultimul jucător din prima rundă. N-are rost să-i dăm pentru astea. Eu zic că Imu e suficient și dacă nu poți să... dacă ceilalți spun că nu are, nu o să ia. Așa că nu vă impacientați pentru că sunt sigur că... suntem oameni, părerile sunt împărțite, unii o să ziceți că, mamă, era mult mai codat decât mi s-a părut mie, alții o să zică că, bă, ești prost că nu are coduri. Știu că, na, de asta suntem oameni, să avem păreri diferite și personalități diferite și așa mai departe. Sper că v-a plăcut acest episod, este primul episod care nu este dublu după o grămadă de timp. Wow! Dacă v-a plăcut, dați un like, abonați-vă, apăsați clopoțelul, nu uitați că aveți reducere la PC Garage, codul OneFlash, adică fix numele canalului și jocuri ieftine în descriere. Vă țuc și vă urez o zi cât mai bună. Pa, pa!